Bună, mămici! A fi mamă e o experiență minunată, dar și grea, mai ales după ce ai născut. O să vă dau câteva sfaturi ca să vă reveniți mai ușor și să vă bucurați de bebe. Odihna e esențială ca să vă reveniți. Dormiți cât mai mult, chiar și ziua. Rugați-vă partenerul, familia sau prietenii să vă ajute cu bebe ca să vă puteți odihni. O alimentație sănătoasă vă dă energie și ce aveți nevoie ca să vă recuperați. Mâncați fructe, legume, proteine și fibre. Beți multă apă. După ce ieșiți din spital, puteți face mișcare ușoară, cum ar fi plimbări scurte sau yoga ușoară. Mișcarea vă ajută să vă simțiți mai bine, să reduceți stresul și să vă întăriți corpul. Dacă ați născut natural, e important să aveți grijă de zona intimă ca să evitați disconfortul și infecțiile. Folosiți comprese reci, faceți băi de șezut și exerciții Kegel pentru a vă întări mușchii. Alăptarea e bună și pentru bebe și pentru mama. Laptele matern are toți nutrienții de care bebe are nevoie, iar subtul îl ajută pe bebe să ia în greutate și stimulează producția de oxitocină, un hormon care ajută la vindecarea zonei unde a fost placenta. E normal să aveți schimbări de dispoziție, tristețe sau anxietate după naștere. Cereți ajutor dacă vă simțiți copleșită. Există grupuri de sprijin pentru mame și psihologi care vă pot ajuta. Dedicați timp pentru a vă cunoaște bebelușul. Țineți-l în brațe, vorbiți-i, cântați-i și uitați-vă în ochii lui. Recuperarea după naștere e diferită pentru fiecare femeie. Nu vă comparați cu alte mame. Luați-vă timp, ascultați-vă corpul și cereți ajutor când aveți nevoie. Iată câteva resurse care vă pot fi utile. Medicul dumneavoastră vă poate da sfaturi despre recuperarea după naștere. Moașa vă poate ajuta cu alăptarea și îngrijirea bebelușului. Există grupuri de sprijin pentru mame, unde puteți vorbi cu alte mame. Există multe informații utile și pe internet. Maternitatea e o experiență minunată, dar și grea. Cu ajutor și informații, vă puteți recupera după naștere și vă puteți bucura de bebe. Abonați-vă la canalul nostru și dați-ne un like pentru a primi mai multe informații despre sarcină, naștere și îngrijirea bebelușului.